Ziua 267. Trăiește spontan, clipă de clipă. Clipa prezentă este totul. Trecutul trebuie lăsat deoparte, uitat, pentru că nu mai există. Iar despre viitor nu trebuie să ne facem griji, pentru că încă nu a venit. Nu ne mai rămâne decât acest frumos moment. Bucură-te de acest moment, trăiește la maximum, iar el va deveni o poartă spre existență. Iisus le-a spus discipolilor: uitați-vă la crinii de pe deal, sunt mai frumoși decât împăratul Solomon în hainele lui prețioase, în toată splendoarea lui. Acești bieți crini sunt mai frumoși decât Solomon, pentru simplu motiv că ei nu se gândesc la ziua de mâine. Ei trăiesc clipa, aici și acum. Aceasta este frumusețea lor. Observația mea cu privire la femeie este aceea că ea este mai puțin îngrijorată de viitor decât bărbatul și mai puțin împovărată de trecut. Este mai realistă, mai pragmatică, mai înrădăcinată și legată de pământ. Prin urmare, femeii îi este mai ușor să fie spontană. Spontaneitatea și o viață trăită spontan pot deveni calea. Existența nu cunoaște decât un timp, timpul prezent și un singur spațiu, iar acest timp și spațiu sunt aici. Existența este aici și acum, așa că odată ce te eliberezi de trecut și de viitor, nu-ți mai rămâne decât existența. Nu mai este nevoie să te rogi, nu mai e nevoie să citești scripturile, să cotrobăi prin tot felul de învățături ezoterice. Poate fi foarte simplu și poți descoperi adevărul fără prea multă agitație. Întreaga teologie este inutilă, mult zgomot pentru nimic. Aceasta este abordarea mea, să trăiești total în prezent. Nu este nevoie de nimic altceva.